Aș adăuga și eu două cuvinte la cele pe care le-ați adăugat dumneavoastră, sau două expresii. În primul rând este o nădejde vie și în al doilea rând o moștenire neîntinată, nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Dumnezeu, în îndurarea lui cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Și despre asta am vorbit dimineața. Dar El ne-a născut din nou la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Nădejde vie. Se spune că speranța moare ultima, ca și cum fără ea n-am putea trăi, sau nădejdea este lipită de sufletul nostru. Dragii mei, cum anume am fost născuți din nou la o nădejde vie prin învierea lui Iisus Hristos din morți? Suntem în seara zilei învierii și în Ioan capitolul 20, evanghelistul ne spune că în seara aceleia zile, în cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa și ei s-au bucurat când l-au văzut. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Opresc o clipă să întreb: ce-o fi văzut pe fețele ucenicilor ca Domnul Iisus să trebuiască să repete de două ori pace vouă? Cu alte cuvinte, a zis pace vouă, ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul, dar era o grimasă probabil pe fețele lor care strâmba bucuria lor, pentru că șocul arătării lui Hristos a fost incredibil. Nu știu dacă ați îndrăznit să vă așezați în locul lor. Pe deasupra, după ce a zis aceste vorbe, a suflat Duh Sfânt pentru ei. Ce s-o fi întâmplat în momentul acela, nu știu. Dar imaginați-vă pentru o clipă șocul ucenicilor. Ușile locului erau încuiate și Domnul Iisus Hristos apare prin zid, prin uș, în mijlocul lor. Nimic asemănător n-a mai existat în univers. Nici unul dintre ei nu s-a întâlnit cu asemenea arătare. Nici nu mă mir că atunci când citim Evangheliile, în timp de 40 de zile, bucuria și îndoiala s-au împletit în sufletul lor. Dați-mi voie să vă port pe urmele ucenicilor și să ne uităm la ei un pic mai atenți. E dimineața învierii, Petru și Ioan se întorc, tot nu credeau, spune Scriptura, și rămâne o femeie, rămâne Maria. Femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul. Imaginați-vă, ea a crezut că este grădinarul. Cel puțin atâta știa femeia noastră, că morții nu înviază. Indiferent de câte ori le-a spus Domnul Iisus, este prea înrădăcinat în experiența noastră acest adevăr al morții ca să-l putem nega cu atâta ușurință și să transformăm moartea în înviere. Ea a crezut că este grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și a zis evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Puțin mai târziu, în aceea zi, doi ucenici mergeau acasă spre Emaus, vreo 6 kilometri de la Ierusalim, și băteau praful drumului vorbind între ei. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus s-a apropiat de ei și mergea împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Au intrat în vorbă, Domnul Iisus a început să deschidă Scripturile, drumul s-a scurs, au ajuns acasă, era pe înserate și s-au așezat la masă și Iisus l-a luat să frângă pâinea. Și în clipa aceea li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Iisus a dispărut dintre ei. Dragii mei, cred că au lăsat toate pe masă, ușile descuiate și au luat-o la o fugă până în Ierusalim.
au năvălit în camera de sus unde erau ucenicii și au strigat: L-am văzut pe Domnul, l-am văzut pe Domnul! Ni s-a descoperit la frângerea pâinii. Și au început să povestească între ei. El era deja seară, ziua întâi a săptămânii. Pe când vorbeau ei astfel, spune Luca 24 cu 36, Iisus a intrat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă! Plin de frică și de cutremur, ei credeau că văd un duh. Domnul le-a zis: Pentru ce sunteți tulburați? De ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Uitați-vă la mâinile mele, la picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase. Cum vedeți că am eu? Și după aceea, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie tot nu credeau sau încă nu credeau, Iisus le-a zis: Aveți aici ceva de mâncare? În buimăceala lor îi dau o bucată de pește și un fagură de miere. El a luat și a mâncat înaintea lor. Dați-mi voie să trec peste câteva zile și la un moment dat Petru, în așteptare, se plictisește: Mă duc să prind pește. Asta a făcut, asta știa. Venim și noi cu tine. Barca s-a umplut cu ucenici și au pescuit întreaga noapte absolut fără rost. Pe mal, Domnul Iisus Hristos, cu telecomanda în mână, muta peștii de pe o parte pe alta. Când îi aruncau mreaja spre stânga, peștii erau la dreapta. Când aruncau la dreapta, peștii erau la stânga. Au venit obosiți spre mal, spre dimineață. Și au văzut pe cineva pe mal și au auzit o voce: Copilașilor, aveți ceva de mâncare? După care le-a zis: Aruncați mreaja în partea dreaptă. Și când au aruncat-o, se rupeau mrejile. Au zis ei. Ion l-a recunoscut și a zis: Este Domnul! Petru s-a încins, s-a aruncat în apă, a notat până la mal și a pornit să povestească cu Domnul Iisus. Vă las pe dumneavoastră să citiți istoria. Atunci când parcurge Evangheliile, până la înălțarea Domnului Iisus, credința și îndoiala s-au amestecat în permanență. Cu alte cuvinte, n-a fost un lucru tocmai ușor pentru ucenici să creadă că există o înviere. Și că această înviere nu e ca învierea fiicei lui Iair sau lui Lazar, astea le-au văzut pe toate, ci învierea aceasta este absolut ciudată. Un om înviat în felul acesta trece prin ușă, apare, dispare, este pretutindeni, este în cer, este pe pământ. Nu e tocmai ușor să crezi în înviere. În Fapte, capitolul 1, primele trei versete, Luca scrie și versetul 3 spune: După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se timp de 40 de zile. Deci nu a fost suficientă o singură arătare a celui înviat, să dea mâinile și coasta lui, să le pipăi, să vezi, să crezi, după care să pleci în misiunea pe care Hristos ți-a dat-o, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Știți de ce? Pentru că o nădejde este vie dacă realmente crede în obiectul ei. Dacă există îndoială, dacă ceea ce ți-a pus Dumnezeu în față este vag și în ceață și ba este, ba nu este, nici nădejdea ta nu poate fi vie. Dragii mei, timp de 40 de zile, Domnul Iisus Hristos a avut un singur gând. Le-a dat voie să se învârtă în jurul lui, să se frece de el, să se atingă de el, să-i pună întrebări, să povestească cu el, până când învierea lui s-a luat pe ei. Dar de ce era absolut important lucrul acesta? Hristos a înviat, a înviat. Dar de ce trebuie să cred eu atât de ferm încât nici moartea să nu mă oprească de la credința mea în înviatul din morți? Pentru că învierea lui este legată de învierea noastră. Și atunci când e vorba de o nădejde vie, la ce te ajută un Hristos înviat dacă oricum nu-ți folosește la nimic și nu te duce nicăieri? Dar dacă învierea lui se leagă de învierea noastră, atunci nădejdea se înfiripează și cât mai tare crezi în lucrul acesta, cu atât mai vie, dacă există o astfel de expresie, este nădejdea. Dați-mi voie să spicuiesc doar câteva versete din capitolul învierii, 1 Corinteni, capitolul 15. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Că
Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dragii mei, pentru viața aceasta nu trebuie să ai mari nădejde, pentru că toate le pipăi, toate le vezi, trăiești în mijlocul lor. Dar, repet versetul, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Dacă Hristos n-a înviat, noi nu vom învia, dar dacă Hristos a înviat, și tu vei învia, și eu voi învia. Cu alte cuvinte, învierea mea și învierea lui sunt atât de strâns legate, încât nimic nu le poate despărți și acum încep să înțeleg. De ce? Prin învierea lui Hristos din morți, Dumnezeu ne-a dus la o nădejde vie. Pentru că dintr-o dată în sufletele noastre se înfiripează gândul că moartea nu este stația terminus. Și asta ați spus-o fiecare dintre voi într-un fel sau altul. Indiferent despre ce ați vorbit, răscumpărare, mântuire, nădejde, bucurie, toate acestea, dragii mei, se leagă de faptul că valea aceasta umbrei morții, într-o bună zi, se va sfârși și ne așteaptă un alt liman. Dovadă este cel înviat din morți. Dar dacă de învierea lui se leagă învierea noastră, dragii mei, de înălțarea lui se leagă înălțarea noastră. Tot în Fapte, capitolul 1, ucenicii, după ce au început să obișnuiască cu ideea învierii, i-au pus o întrebare: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Domnul Iisus le-a spus: nu este treaba voastră să știți vremurile, soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori din Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Iar versetul următor continuă: după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, el s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut plecând la cer. Spuneți-mi, ce s-ar fi întâmplat în tine să fi avut parte de toate aceste experiențe? De învierea lui și oricât de ciudat a fost, Domnul Iisus ți-ar fi dat 40 de zile să-i pui întrebări, să te freci de el, să îl pipăi, să vezi, să-l vezi mâncând, până când învierea lui se ia pe tine. Dar peste toate acestea, să-l vezi înălțându-se la cer și să vină îngerii să spună: așa cum a plecat, așa va veni. Sigur, mie mi-ar fi venit în minte un text din Ioan, capitolul 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Poate că în seara învierii îți vine să spui: da, este normal ca ei să fie avut o nădejde vie în urma unor astfel de experiențe. L-au pipăit pe cel înviat, l-au văzut pe cel înălțat. Dar eu? Eu n-am parte de astfel de experiențe? Cum ar putea să fie nădejdea mea ca nădejdea lor? Credința mea ca credința lor? Cum aș putea ajunge la așa ceva? Este interesant că întotdeauna Dumnezeu pregătește lucrurile și pentru Toma, cel îndoielnic.
Toma zicea, mănul unul dintre cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, l-am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și palma mea în coasta lui, nu voi crede. Și cu asta a închis discuția. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau adunați la oaltă în casă și Toma era împreună cu ei. Pe când erau încuiate ușile locului, Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. După care dintre toți l-a ales pe Toma, s-a uitat la el și a zis, Toma, adu-ți degetul în coace și pune-l în mâinile mele și adu-ți palma și pune-l în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, probabil prăbușit la picioarele lui. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, fericit de cei ce n-au văzut și au crezut. Și versetul 30 din Ioan, capitolul 20, continuă așa. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Dragii mei, Toma marchează o graniță. Până la el ai putut pipăi cuvântul întrupat. L-ai putut vedea mâncând cu tine, liniștind marea, învind morții, l-ai putut vedea înviat din morți, l-ai putut vedea în ciudățenia trupului lui nemai văzut pe pământ, stând 40 de zile cu tine. Dar odată cu Toma, cortina cade și de acolo încolo, după înălțarea sa la cer, nimeni nu mai poate pipăi cuvântul întrupat. Dar slăvit să fie numele Lui, că El a coborât la noi, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi prin cuvântul scris. Nu oricine ne-a lăsat Scripturile. Dragii mei, uitați-vă la unul dintre ei, la Sfântul Apostol Ioan, pe care l-am citat în prima sa epistolă, el spune ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. N-aș putea înlocui un cuvânt în textul acesta? Vă scriem aceste lucruri pentru ca nădejdea voastră să fie vie. Dar întrebarea este, cum se înfiripează nădejdea în sufletul meu și cum o păstrez vie? Dragii mei, tot Petru ne spune, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea noastră să fie în Dumnezeu. Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Acum l-aș întreba pe Petru, Petre, care din cele două afirmații sunt adevărate? Am fost născuți din nou prin învierea lui Hristos din morți sau am fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în veac? Și Petru ar zâmbi și mi-a spune, este unul și același lucru. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dragii mei, cuvântul care îl ținem în mâinile noastre nu este orice fel de scriere. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri. Cuvântul lui Dumnezeu, fiind viu, poate să
ne nască din nou. Este Hristos însuși în mijlocul nostru. Dacă ucenicii și-au umplut inima cu o nădejde vie care i-a făcut să nu poată fi opriți de nimeni în misiunea lor, dragii mei, și noi putem experimenta același lucru întâlnindu-ne cu Hristos cel înviat pe paginile Scripturii. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți la o nădejde vie, slăvit să fie Domnul, dar mai este ceva. O nădejde în ea însăși n-are absolut nicio valoare, ea trebuie să fie ancorată într-o realitate în care crezi, spre care alergi și pe care nimeni nu ți-o poate lua în mână. La o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Uitați-vă la imaginea din fața dumneavoastră. Dumnezeu ne-a născut din nou la o nădejde vie. Și de nădejde ai nevoie acum și aici, dar nădejdea aceasta este ancorată în moștenirea gata să fie descoperită sau în mântuirea gata să fie descoperită. Moștenirea aceasta este nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji. Acum este firesc să trag o concluzie din imaginea din fața noastră. Cu cât mai bine cunosc moștenirea, cu atât mai vie îmi este nădejdea. Nădejdea noastră se stinge, pâlpâie atunci când nu știm încotro mergem, când nu știm ce ne așteaptă, când n-avem o destinație clară. Cu cât mai bine cunoști moștenirea, cu atât mai vie îți păstrezi nădejdea. Textul nostru spune că această nădejde sau această moștenire este nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji. Lăsați-mi voi să le iau pe rând. În primul rând, moștenirea este nestricăcioasă. Îmi pare rău să vă spun, dar trăim într-o lume stricată și care se strică de la o zi la alta tot mai mult. Când eram copil, am rămas orfan și n-aveam bani de pâine. Am crescut cum am putut. Dar Dumnezeu, în harul Lui, dădea la prune în grădina noastră în fiecare vară de se rupeau copacii. Cât ținea vara de mult, împreună cu mama, mergeam și culegeam zilnic 6 coșuri mari de prune. Le puneam pe bicicletă, 2 pe ghidon, 2 în spate, 2 pe bară. Și le împingeam până pe puieților numărul 3. Dimineața la ora 4 mă scuram și împingeam coșurile de prune până la fabrica de încălțăminte și cu o cană de jumătate de litru le vindeam cu 50 de bani. Și eram bucuros, nevoie mare, când puteam aduce pâine acasă pentru ziua respectivă. Și așa îmi trăiam verile. Școala o făceam când puteam, seara, dimineața sau în pauze. Dragii mei, veniți la mine în grădină și vedeți ce s-a ales de ea. Nu pentru că n-am eu grijă de ea, nici atunci n-am avut mai multă. Abia apar florile și intră boala în ele, abia apar fructele și se usucă și cad jos și nu mai poți culege aproape nimic. Iar tot ce poți culege este plin de chimicale, că nu mai știi dacă trebuie sau nu trebuie, e voie sau nu-i voie să le mănânci. Trăim într-o lume stricată și care se strică din ce în ce mai mult, de la o zi la alta. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molia și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Înțeleptul Solomon ne spune un pic mai mult. El a avut toate posibilitățile să adune moștenire pe pământ cât nici unul dintre noi n-am putea visa. Și la bătrânețe se uită în urmă la toată viața lui și spune un simplu lucru. Tot ce am adunat pe pământ și tot ce am realizat pe el este deșertăciune și goană după vânt. Iar Domnul Iisus, unul mai înțelept ca Solomon, se uită în ochii noștri și ne spune ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său. Dragii mei, moștenirea în care nădăjduim este nestricăcioasă. Nestricăcioasă, dar este mai mult decât atât, este și neîntinată.
ceea ce a întinat pământul nostru este neascultarea noastră de Dumnezeu, păcatele noastre. Sunt dulci în gura noastră pentru o vreme, dar în stomacul nostru devin amare ca fierea. Ăsta este păcatul, dragii mei. Înșală, este o poleială care atunci când cade poșghița, îți macină măruntaiele și îți desface viața. Păcatul a întinat întreagă această planetă. În păcat m-a zămislit mama mea, spune psalmistul. Iar 1 Ioan spune, toată lumea zace în păcat. Protopărinții noștri ne-au lăsat moștenire o planetă blestemată de păcatul pe care l-au adus în lume și prin păcat a intrat moartea. Iar părinții noștri trupești ne-au lăsat ca moștenire un fel de deșert de viețuire, guvernat de poftele cărnii, voile cărnii și gândurile cărnii. Întinat de păcat. În Roman capitolul 8, Pavel privește spre zările spre care ne duce învierea lui Hristos, în nădejdea că vor veni cât de curând. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care strigă Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Iar versetul 18 continuă, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea și firia așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui care a supus-o, în nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii. Ăsta e pământul nostru. Cu tot ce am putea aduna pe el, robia stricăciunii. Dragii mei, toți așteptăm și oftăm după răscumpărarea trupului nostru. După ce ai văzut un trup de slavă, te uiți la oglindă și simți cum ți se înțepenesc genunchii și te dor umerii și încep să tremure mâinile, se moaie picioarele și îți piere glasul, Florine, și se duce frumusețea și zici, când va veni eliberarea? Ascultați ce spune Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27, nimic întinat nu va intra în ea, în moștenirea noastră, ci numai cel ce trăiește sau nici cei care trăiesc în spurcăciune, ci numai cei care trăiesc în curăția adusă de spălarea hainelor în sângele mielului. Iar Petru în ultima sa epistolă, în capitolul 3, spune, dar după făgăduința lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va domni neprihănirea. Aș vrea să vă zugrăvesc două feluri de moșteniri. Nu știu unde doriți să mergeți. Faceți comparație între ele. Imaginați-vă un loc în care este pur și simplu dominat și guvernat de prea curvie, de curvie, de necurăție, de desfrânare, de închinare la idol, de vrăjitorie, de vrajbă, de ceartă, de zavistii, de neînțelegeri, de mânii, de dezbinări, de certuri de partide, de pisme, de ucideri, de beții, de îmbuibări și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Asta este moștenirea celor care nu cred în înviere. Dar uitați-vă ce ne-a dus învierea. Și abia aștept să ajung acolo, să fii într-un loc în care guvernează dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândețea, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. La o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veștezi. Nu se poate veștezi. Orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade jos. Dragii mei, nu știu ce simțiți dumneavoastră, eu trec prin bănci, mai ales dimineață, dau mâna cu frații mai în vârstă și toți îmi spun, umărul, picioarele, ca la bătrânețe. Dragii mei, totul se veștejește aici, absolut totul. Și bogățiile, dacă nu ți le fură hoții, ți le mănâncă devalorizarea banului.
sunt destui care trag sforile pe piață și care în ultimă instanță te lasă cu punga goală. Și dacă cumva ți-a mai rămas ceva la bancă, vine un decret în care se confiscă tot până la 100.000 de euro. Spuneți-mi ce e sigur. Nici măcar pensia mea, pentru care am plătit peste 40 de ani, nu-i sigură în lumea în care trăim. Dar aminte conturile la bancă, care oricum nu le am. Dar bogățiile se veștejesc. Se veștejește și frumusețea. Se veștejește, dragii mei, puterea, sănătatea, tinerețea și, în ultima instanță, și viața. Ăsta e pământul nostru. Și asta e realitatea din care a venit să ne izbăvească Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Frații mei, Hristos a înviat. Dar dacă prin învierea Lui se întâmplă toate aceste lucruri, aș putea oare să plec din sărbătoare fără să-mi pun câteva întrebări simple? Hristos a înviat, dar oare eu am fost născut din nou? Prin învierea Lui am fost născut din nou la o nădejde vie. Cum îmi trăiesc zilele săptămânii? Există acolo o lumină care mă trage înspre ea, indiferent ce se întâmplă în jurul meu. Indiferent ce aduce viața în bătătura mea, o nădejde vie. Dar ce știu despre moștenirea mea nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi? Cu cât mai multe știi despre moștenirea ta, cu atât mai vie îți păstrezi nădejdea adusă de învierea lui Hristos prin nașterea noastră din nou. Sau prin nașterea noastră din nou, prin învierea Domnului Iisus Hristos. Amin.